Primarul satului Boldurești din raionul Nisporeni, învinuit că a tamponat mortal un adolescent de 14 ani, iar ulterior a fugit de la fața locului, a fost trimis în judecată. Procurorii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale anunță că pentru fapta comisă, edilul riscă până la 7 ani de detenție cu anularea dreptului de a conduce, iar pentru că a părăsit locul tragediei, acesta riscă o amendă de 42.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității sau 2 ani de pușcărie. Amintim că accidentul rutier s-a produs în seara de 19 februarie, când băiatul decedat se întorcea împreună cu un amic de-al său de pe un teren de la marginea satului unde de obicei se antrenau. Mergând pe marginea unui segment de drum în curbă, băiatul a fost lovit de un șofer ce se deplasa cu viteză excesivă pe contrasens. În loc să oprească și să încerce să-i acorde ajutor victimei, șoferul, care mai apoi s-a dovedit a fi primarul satului ce conducea automobilul de serviciu, și-a continuat drumul, părăsind locul faptei. Mai mult, el ar fi apelat și la ajutorul unor cunoscuți, unul dintre care a fost identificat și reținut ulterior, pentru a ascunde urmele accidentului. Acesta ar fi închiriat o mașină de același model și culoare, căreia i-a montat plăcuțe cu numărul de înmatriculare a celei implicate în accident, pentru a crea falsa impresie că automobilul nu ar avea defecțiuni caracteristice impactului. Pentru că l-a ajutat pe primar să ascundă urmele infracțiunii, amicul acestuia, de specialitate stomatolog, riscă până la 3 ani de detenție. Sentința în privința ambilor bărbați urmează a fi pronunțată de magistrații judecătoriei Chișinău cu sediul Buiucani.